este lună nouă care nu ne aduce, Doamne ferește, vezi proaste. Cred că am început să râd puțin mai târziu, să zâmbesc, Doamne ferește, n-am nicio problemă. Cum spuneam, luna nouă. Într-adevăr, mișcările soarelui și ale lunii stabilesc cu ritm al gândurilor, al sentimentelor, al activității noastre. Totdeauna această conjuncție lună-soare ne aduce începuturi. Ansamblul planetar în această perioadă pune în valoare cuplul Venus-Saturn și atunci pentru noi sunt foarte importante tot felul de relații. Relații sentimentale, relații de afaceri, asocieri, colaborări. De asemenea, contează și aspectul financiar al acestora. Iată geamțastele pentru cele 12 zodii. Berbec. Discuții pe tema unei potențiale afaceri de familie. Sau poate că ar dori unul dintre apropiați să vi se alăture într-un proiect de mare perspectivă. Elan, entuziasm, încredere în voi înșivă. Și se prea poate să-l convingeți pe șef că sunteți capabil de mai mult. Taur. O zi mare pentru voi și nu vă veți fi să abordați frontal o situație care nu v-a dat pace în ultima perioadă. Și poate cu ocazia aceasta veți reuși să readuceți liniștea în cuplu sau, după caz, aflați că cel pe care l-ați urmărit în tăcere până acum vă împărtășește sentimentele, simpatia. Gemeni. Se poate să faceți acum bilanțul unei activități sau al unui proiect, al visurilor nerealizate încă. Și, funcție de rezultate, să alegeți ce anume veți păstra în atenția voastră. Zile numai bune, să vă reglați somnul, să vă refaceți forțele pentru noile obiective pe care vi le propuneți. Rac. Speranțe renăscute pentru voi după depășirea unei perioade tensionate sau după o alegere din viața sentimentală. Se poate să stabiliți împreună cu șeful sau cu un client o țintă de atins în săptămâna următoare, dar și bonusul de succes aferent. Leu. Posibil moment de cotitură în carieră, mai ales dacă sunteți aproape de finalizarea unui stagiu sau dacă rezultatele voastre recente vorbesc în favoarea voastră. Se anunță o agendă plină pentru voi în aceste zile, dar se pare că și satisfacțiile personale vor fi pe măsură. Fecioară, este timpul visării pentru voi, al întrebărilor de genul ce ar fi dacă sau cum ar fi să. Veți avea vreme mai târziu pentru acțiune. Este o perioadă specială în viața celor mai tineri, în care un profesor sau o persoană experimentată poate juca un rol crucial în alegerile pe care le fac acum. Balanță. Se poate să vă achitați niște datorii sau restanțe până la ultimul leu, ca să scăpați de grijă și să puteți privi liniștiți spre viitor. Veți face eforturi să vă puneți în pielea cuiva care vă face o destăinuire și eventual să-i oferiți un sfat, o alinare. Scorpion. Întâlnire sau discuție decisivă. Sunteți pregătiți sufletește pentru orice răspuns, însă ați vrea să știți clar, da sau ba. Oportunități de afaceri sau de angajare pentru voi. A urmărit cineva evoluția voastră recentă, iar acum este pregătit să vă facă o ofertă concretă. Săgetător. Se poate să vi se încredințeze conducerea unei echipe sau instruirea unor colegi mai noi. Și va fi un motiv de mândrie pentru voi în această postură și încrederea care vi se acordă. Oricum, sunt zile de foc pentru voi, pline de solicitări, urgențe, adrenalină chiar. Capricorn. Ar fi timpul să vă gândiți mai mult la voi și la sănătatea voastră, la satisfacțiile personale. Găsiți poate un grup care face mișcare regulat și vă veți alătura acestuia, sau poate că nu veți trece nepăsători pe lângă o sală de dans, îi vorbiți partenerului de viață despre ea. Vărsător. Trecutul, cu amintirile, cu sfaturile părintești sau cu visurile acestor ani, acelor ani, joacă un rol important pentru voi în această perioadă. Și poate că nu mai amânați momentul în care să vă puneți în valoare talente și aptitudini sau gândiți pe îndelete o afacere sau un proiect. Pești. Discuții animate, pline de culoare. Veți reflecta poate la o frază cheie sau la un argument forte și vă clarificați un concept. Se strâng legăturile cu ai voștri aflați la depărtare de voi. Organizați poate o revedere chiar în acest sfârșit de săptămână. Să avem o zi bună! Mulțumim foarte mult, domnule Remus! Așa să fie, intrăm și pe spynews.ro, horoscopul complet al zilei de astăzi, 15 mai, iată, o zi tensionată pentru berbeci, iar scorpionii schimbă locul de muncă, mai multe însă accesați cel mai tare site mondial al momentului, spynews.ro.